Hello, hello! Bine v-am regăsit! Hai să vedem care este energia zilei de duminică 19 septembrie. Pentru această zi, wow, ce frumos! Avem doiul de cupe, cartea de suflet pereche. În această zi de duminică, toate parteneriatele sunt foarte bine aspectate, și cele din viața personală și cele din viața profesională. Dar fiindcă este o zi de weekend, o să înclin mai mult către interpretarea emoțională în zona de dragoste. Această carte ne indică faptul că relațiile perfecte sunt bazate pe o fundație solidă de prietenie, de respect reciproc și, asemenea oricărui parteneriat, trebuie să aibă niște reguli cu care ambii parteneri, da, ambele părți din acest parteneriat sunt de acord și pe care le respectă pe de-a întregul. Pentru cei care sunteți singuri, astăzi aveți șanse foarte, foarte mari să vă întâlniți sufletul pereche. Să întâlniți o persoană cu care puteți să începeți o astfel de relație de parteneriat, o astfel de relație pe picior de egalitate, în care ambele persoane depun efort constant ca relația să funcționeze bine, în care ambele persoane sunt atente la nevoile celeilalte persoane, în care ambii sunteți echilibrați, maturi, în care vă cunoașteți limbajul de iubire unul altuia. Dacă nu știți ce e limbajul de iubire, v-am mai făcut această referință și într-un video anterior. O să vă las aici în colțul din dreapta sus un link în care se explică exact ce sunt aceste limbaje a iubirii, dar fiecare dintre noi are un mod în care preferă să ofere sau să primească afecțiune. Poate că unii dintre noi se simt iubiți atunci când partenerul sau partenera le spune cuvinte încurajatoare. Alții se simt iubiți atunci când partenerul sau partenera face lucruri pentru ei, ajută să-și rezolve efectiv problemele. Alții se simt iubiți atunci când partenerul sau partenera îi ia în brațe, îi pupă, îi au mult contact fizic. Dar fiecare suntem diferiți și avem limbaje ale iubirii diferite. De aceea este important să cunoaștem, în primul rând, limbajul nostru de iubire, ca să ne cunoaștem pe noi mai bine și, pe urmă, să cunoaștem limbajul partenerului sau partenerei noastre. Și asta este lecția pe care cei care sunteți deja în relații de lungă durată puteți să o învățați în această zi. Și poate faceți acest exercițiu împreună cu soțul sau cu soția, cu iubitul sau iubita, ca să vă cunoașteți mai bine și ca să creați o legătură mai puternică între voi doi. Per total, ziua de duminică va fi o zi foarte frumoasă, cu o energie foarte romantică în aer. Folosiți-vă de acest moment și nu ratați ocazia de a petrece niște clipe frumoase alături de oamenii dragi vouă. Dacă v-ați regăsit în acest mesaj, vă recomand și etalările lunare și anuale pentru zodia voastră sau a iubitului, a iubitei voastre. Și pentru cei care aveți nevoie de ajutor urgent, v-am pregătit niște etalări foarte scurte în care răspund punctual la întrebările voastre. Linkul este acum pe ecran. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!